Pentru început vreau să adresez tuturor gândurile mele bune, să avem cu toții un an nou bun și plin de realizări. Multe din responsabilitățile mele vizează partea tehnică a activității Consiliului Județean, mai pe scurt proiectele instituției. Orice investiție presupune foarte multă dezvoltare și de aceea munca în implementarea unui proiect este una colosală, înseamnă multe responsabilități și sunt probleme care pot apărea în derularea respectivului proiect. Pornesc alături de colegii mei din Consiliul Județean cu mult optimism în acest an, pentru că avem foarte multe proiecte pe care le finalizăm. Pornim cu mult optimism în acest an alături de colegii mei din Consiliul Județean, pentru că avem mai multe proiecte care vor fi recepționate. Vorbim aici de stația de pompieri de la Poiana Teiului, de drumul județean 209, Borca Mălini, prin pasul Stănișoara, de drumul județean 127A, Bicaza de Lean Turgeș, podul de la Secu, Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman, lucrările de construcție de la autobază, unde în luna decembrie am recepționat cele 20 de autobuze de mici dimensiuni, care vor urma începând cu luna ianuarie să fie prezente pe traseele din Piatra Neamț. De asemenea, vor fi recepționate proiectele de la Muzeul de Istorie, Muzeul Calistrat Hogaș, Casa Ion Creangă de la Roman. Pe proiectul Angel Salini urmează să semnăm contractul și avem 7 obiective majore care vor fi realizate în acest an și finalizate de asemenea. Vorbim de drumul județean 155B de la Drăgănești, 155I Bârgăoani, 159 Valea Ursului, 207 Ion Creangă și 155 Goșman Români, cu o valoare de 142 de milioane de lei.